dragi prieteni, suntem ca de obicei Alexandru Mic și Claudiu Savă și suntem înaintea primei întâlniri din play-off-ul pentru promovare din seria 9 a Ligii a 3-a. Astăzi Corvinul Hunedoara găzduiește CSM Unirea Alba Iulia. Pe vremuri aceste două echipe se întâlneau mai ales la nivelul ligii secunde, dar s-au întâlnit chiar și în prima ligă, chiar dacă s-au schimbat multe lucruri. Cele două echipe sunt acum prezente aproape de tribuna oficială. Corvinul Hunedoara într-un echipament nou-nouț pentru startul acestui play-off. Ne așteaptă cel mai probabil o întâlnire foarte, foarte interesantă, pentru că CSM Unirea Alba Iulia și-a expus nu de mult ideile de promovare, sau mă rog, de a încerca să promoveze, să se claseze în primele două echipe, deși, bineînțeles, e foarte greu să mai prinzi din urmă Corvinul Hunedoara. Diferența dintre cele două echipe, de pildă, în acest moment, în clasament, este de doar, cu ghilimelele de rigoare, 22 de puncte. Cele două echipe, vă spuneam, au intrat deja pe teren. Erau câteva semne de întrebare în ceea ce privește unul dintre jucătorii oaspeților, prezența unuia dintre jucătorii oaspeților în primul 11. S-a așteptat până la încălzire pentru a vedea dacă capitanul Cristea va juca în cele din urmă. El este pe teren. Undeva în jur la 500 de spectatori prezenți la startul acestei întâlniri, pe o vreme destul de capricioasă, să fim sinceri, aici la Hunedoara. Plouă cu mult timp dinaintea startului jocului, s-a oprit puțin, apoi a început ploaia chiar înaintea startului acestei întâlniri. Întâlnire pe care oaspeții, cu Marcel Rusu pe bancă, o vor începe cu hunedoreanul Andrei Raț între buturi, un jucător care a trecut și pe la Corvinul. Apoi jucători de câmp sunt Bârdea, Paul Codrea, Ionuț Grozav, Emanuel Codrea, spaniolul Bordonado, Dehelean, capitanul Cristea, Fetița, Indreiu și Mandangi, un alt jucător de origine iberică. Pe banca de rezerve sunt Iovicin, Bahienski, Harangozo, Agbomoni, Roșu, fostul jucător al Corvinului, Domșa, Oneț și Sebaș, ultimii sunt junior. Start în această întâlnire, fluierul de start dat de Claudiu Ștef din Târgu Mureș, asistent pe partea tribunei oficiale este Petrișor Moldovan din Sâncraiu de Mureș, pe partea cealaltă Andrei Sâncrăian, tot din Târgu Mureș, observatori Sabo Ghero din Cluj-Napoca și Ovidiu Tălvan din Sibiu. Corvinul Hunedoara cu Florin Maxim pe bancă a început astăzi cu Blaga între buturi, dar voi da citire echipei noastre după această primă fază de atac din apropierea careului formației vizitatoare. Marius Coman scoate pentru Adrian Mar, centrarea lui Mar în primul adversar, a cerut acolo Hen, jucătorul nostru de bandă, acum o minge degajată puternic de defensiva celor de la Alba Iulia și un prim contraatac inițiat de Mandangi, dacă am văzut bine. Rafa Garuti l-a blocat acolo. A menționat și numele câtorva jucători din echipa noastră. Blaga, vă spuneam, în poartă. Apoi pe linia de fund sunt Pop, Garuti, Elton și Mar. În linia mediană sunt astăzi Alexandru Neacșa, Alexandru Curtean, Marius Kindriș, capitanul echipei noastre, și Nicolae Pârvulescu. În față sunt Marius Coman și Andrei Herghiligiu. Practic una dintre cele mai puternice așezări în teren de care dispune în acest moment echipa noastră. O nouă acțiune ceva mai legată a oaspeților, care se aflau în preajma careului lui Blaga, titular pentru a doua oară consecutiv. O nouă acțiune de atac acum a oaspeților, inițiată pe partea stângă, acolo unde este depășit cu ușurință un jucător, este vorba de Ionuț Pop. Un prim șut blocat de defensiva noastră și o încercare de lob acum a lui Bordonado, un tânăr jucător spaniol care evoluează din această iarnă pentru echipa din Alba Iulia. Plouă foarte puternic aici la Hunedoara, nu cred însă că va afecta foarte mult starea suprafeței de joc, care se prezintă în condiții foarte bune, chiar cu mult mai bune decât am văzut, de pildă, în Liga Secundă, pentru a nu exagera cu unele stadioane chiar și de primă ligă. Este genul de suprafață de joc care îi convine foarte mult formației noastre, o formație obișnuită să combine mult la mijlocul terenului și să producă un fotbal destul de elaborat, destul de laborios, dacă vreți. Deși, iată, astăzi e un început ceva mai abrupt pentru cei de la CSM Unirea Alba Iulia, echipă care a intrat în play-off de pe poziția a patra, spuneam 30 de puncte pentru oaspeții noștri de astăzi, care au avut o serie bună până la înfrângerea din runda precedentă cu Metalurgistul Cugir, o înfrângere care nu le-a căzut prea bine
jucătorilor echipați astăzi în alb roșu, dar peste care trebuie să treacă, evident, odată cu această întâlnire cu liderul indiscutabil al seria noua și, de altfel, echipa cu cele mai multe puncte de la întreg nivelul Ligii a treia. Sunt date statistice pe care fanii care au ajuns astăzi pe arena Mihail Klein le-au la îndemână în programul de meci, dar sunt date statistice care, dacă ne va permite timpul, sau pe care, dacă ne va permite timpul, le voi împărtăși și cu voi, cei ce ne urmăriți de acasă. O acțiune acum cu Coman în careu și o primă intervenție a defensivei celor de la Alba Iulia, lăsată bine mingea să cadă Marius Coman. Am crezut că se va pregăti să lovească din drob. A intervenit în fața sa Paul Codrea, o coincidență de nume, arădeanul Paul Codrea, care vine de la ACB Ineu și care are doar 17 ani. Fratele său, Emanuel Codrea, este și el titular astăzi, a venit ceva mai devreme la echipa din Alba Iulia, o coincidență de nume, spuneam, cu cea actualului antrenor a celor de la Politehnica Timișoara, fostul internațional Paul Codrea. Corner pentru echipa noastră, Alexandru Neacșa se pregătește să trimită cu stângul, dacă nu o va face cu piciorul drept acolo Andrei Hergiligiu. Suntem în minutul 4 al întâlnirii de la Hunedoara. Centrare cu stângul al Alexandru Neacșa, mergea într-o zonă în care se afla Elton, care a marcat deja pentru echipa noastră chiar după o fază fixă. Kindriș o pasă în margine pentru același Alexandru Neacșa, revenit printre titular după o accidentare care l-a ținut departe de gazon în aceste ultime două etape. S-a accidentat în primul meci oficial din 2023, în primele 20 de minute ale acelei confruntări, tot de pe arena Mihail Klein. Atunci evolua însă pe postul de fundaș stânga, cel pe care a început și a jucat cele mai multe meciuri în acest sezon. Mandangi acum, un duel câștigat în fața lui Rafael Garuti, a întors în spate pentru conaționalul său, Bordonado. Mai departe, Fetița a încercat o pasă din prima pentru unul din colegii săi. Am menționat aceste nume ale jucătorilor iberici, sunt două din cele 8 achiziții pe care le-a făcut Unirea Alba Iulia în această iarnă, formație care și-a schimbat pe parcurs, dacă vreți, obiectivul și a forțat și a reușit în cele din urmă să intre în primele 4, câștigând duelul direct și la propriu și la figurat cu CSM Avântul Reghin. Glumind puțin, am scăpat de o deplasare lungă la Reghin și ne-am ales cu o deplasare apropiată la Alba Iulia. O minge foarte frumoasă trimisă de Alexandru Neacșa în flancul stâng pentru Nicolae Pârvulescu. Pârvulescu își așteaptă colegii în careu și așează mingea pe piciorul drept. Centrează în scurt Alexandru Neacșa, a vrut să preia mingea. S-a scurs însă balonul pe lângă poarta lui Andrei Raț, însă din nou periculoși, după cum îi știm, hunedorenii pe flancuri. Fie că vorbim de flancul stâng, fie că vorbim de flancul opus, flanc de pe care lipsește astăzi titularul obișnuit, Flavius Iacob, care a văzut cartonașul roșu, mă rog, două cartonașe galbene în decurs de doar câteva minute în deplasarea precedentă de la Alba Iulia. A fost eliminat în primele 20 de minute jucătorul nostru. Lipsește de asemenea, tot din pricina unei suspendări, Antonio Bradu, care a primit cel un cartonaș galben în acel joc. Titular în locul său la mijlocul terenului este Alexandru Curtean. Spuneam că avem cel puțin o linie mediană care poate evolua liniștit în Liga Secundă, dacă nu chiar și mai sus, cu jucători extrem de experimentați, cum sunt Marius Kindiș, Alexandru Curtean, Nicolae Pârvulescu și Alexandru Neacșa. O minge pe care încearcă să o țină sub control Mandangi, care cere un fault acolo, nu cred că putea fi vorba de nimic, și se și ridică jucătorul originar din Spania, 23 de ani pentru vârful iberic, Samuel Mandangi. Celălalt jucător din Spania, Joaquin Bordonado, este mijlocaș, la fel de tânăr și el, 20, ceva mai tânăr, chiar 21 de ani. Vă spuneam, sunt două din cele 8 achiziții ale Unirii Alba Iulia, am mai menționat una, cea a lui Paul Codrea. Nicolae Pârvulescu în posesie acum, pasă pentru Adi Mar în stânga, centrarea lui Mar îl vizează pe Coman, care cred că putea lăsa mingea pentru Andrei Hergiligiu. Și aici în avamposturi extrem de multă experiență și fizic bun pentru jucătorii noștri. Elton lasă mingea pentru Cristi Blaga. Elton driblează doi adversari. Îi pasează în spate lui Kindriș, care e nevoit însă să trimită direct în marginea terenului această minge. Plouă din ce în ce mai tare aici la Hunedoara, în ciuda vremii destul de nepotrivite.
Au venit suficient suporteri care sunt aciuiați undeva sub acoperișul tribunei a doua și aici la tribuna întâi, de unde urmărește meciul și președintele Consiliului de Administrație, Ioan Andone, care a venit să vadă Corvinul la lucru și în alte dăți. Evident, și la meciurile de baraj prezent Ioan Andone, fostul mare jucător al Corvinului și al lui Dinamo. Alexandru Curtean în centrul terenului pasează pentru capitanul Marius Kindriș. Coboară foarte bine și primește Nicolae Pârvulescu într-o zonă centrală. Curtean, o minge bună lui Curtean pentru Ionuț Pop, care însă trebuia să atace acest balon pentru că terenul este ut și e clar că mingea va sări, va căpăta viteză. În cealaltă întâlnire din acest play-off se întâlnesc tot la această oră Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir, echipe despărțite de doar un punct în clasament. Sunt însă, vă spuneam, la mare distanță de Corvinul, care matematic evident nu e sigur de locul întâi, însă nu va mai dura mult în ritmul acesta până când echipa noastră își va asigura matematic locul la primul baraj de promovare, baraj în care formația noastră va avea avantajul terenului propriu în manșa decisivă. După cum știți, se joacă tur-retur în 24 și 27 mai. Mai este însă suficient timp până atunci. Adimar, în combinație frumoasă a lui Mar cu Curtean, a încercat o angajare pentru Nicolae Pârvulescu. Spuneam însă că formația noastră propune fotbal. Se întâmplă acest lucru de foarte mult timp și puteți vedea pe imagini cât de tare plouă. În imagini sunt membrii Peluzei Nord, prezenți ca de obicei în spatele porții lui. Andrei Raț, un goalkeeper care a bifat minute la nivelul ligii a treia pentru toate formațiile importante din județ, cu excepția Jiului Petroșani. Adică a jucat chiar și pentru Mureșul Deva și pentru CFR Simeria într-o vreme. A avut o aventură și la ACS Berceni și iată-l acum în poarta celor de la Unirea Alba Iulia, după ce în turul sezonului regular, mă rog, în prima parte a campionatului, a apărat poarta celor de la CSU Alba Iulia, adică Clubul Sportiv Universitar, acolo unde se mai regăsesc doi hunedoreni, Liviu Herci și Alexandru Petresc, și ei trecuți pe la echipa din Hunedoara. Foarte sigur pe el acolo Rafael Garuti, a întors pentru Alexandru Neacșa, bună dispoziția de joc a decarului nostru. Adrian Mar pasă pentru Alexandru Curtean, foarte multă răbdare ca de obicei în construcția propusă de echipa lui Florin Maxim. Sunt jucători capabili de pase foarte bune, de asisturi în linia mediană. Oh, ce pas acum! A încercat acolo Alexandru Neacșa pentru Andrei Herghiligiu în spatele vârfurilor, în spatele fundașilor centrale, îmi cer scuze. Foarte bună încercarea lui Alexandru Neacșa, un jucător polivalent care poate evolua și ca fundaș stânga și ca mijlocaș stânga, cum se întâmplă astăzi, dar poate evolua și în zonă centrală, în spatele vârfurilor. O greșeală acum a vizitatorilor la această aruncare de la marginea terenului. Cred că a greșit acolo cu numărul 22, Dehelean. Spuneam, era incertă prezența în primul 11 a capitanului Cristea, care a dat ok-ul sau a primit ok-ul din partea staffului medical după încălzirea efectuată înaintea startului jocului. Era fie el, fie mâlnă acolo. Mar a trecut foarte frumos de adversarul său direct, înaintează cu piciorul la minge, cu mingea la picior, îmi cer scuze. Herghiligiu, Neacșa, primește Herghiligiu și a fost hands clar aici la această fază și este lovitură liberă pentru echipa noastră din marginea careului. Am avut impresia că balonul a lovit în braț în interiorul careului pe jucătorul celor de la Unirea Alba Iulia. Este de altfel lucrul pe care îl contestă și Marius Coman și Andrei Herghiligiu. Și mie mi s-a părut sincer în interiorul careului și cred că a și fost penalti. Merge să discute acolo centralul întâlnirii cu asistentul de pe acea parte. N-avem VAR, glumind puțin, să vedem ce vor decide.
E penalti sau nu, asta așteptăm din partea centralului și cred că rămâne decizia unei lovituri libere, dar hai să vedem împreună. Lovitură liberă în partida din finalul lunii noiembrie, cu ceva metri mai în spate, dar la aceeași poartă, în minutele suplimentare, Alexandru Neacșa reușea un gol superb din lovitură liberă. Acum mingea în jurul balonului se află Neacșa, Alexandru Curtean și Andrei Hirghiligiu. Este o zonă bună pentru un executant precis, însă e la fel de dificil să trimiți mingea sub bară, să o înalți peste zid din acea zonă. Este aproape pe linia careului de 16 metri. Să vedem dacă corviniștii vor face o schemă sau dacă vor trimite direct pe poartă. Este o primă fază periculoasă care vine în acest minut 14 al întâlnirii de aici de la Hunedoara. În continuare scor alb 0-0 și după cum puteți vedea și pe transmisiunea noastră directă, plouă din ce în ce mai tare. Să vedem cine va executa această lovitură liberă. Este Alexandru Neacșa, sare peste minge, Hirghiligiu șutează peste poartă. Bună ocazia echipei noastre, prima mai importantă după 14 minute pe arena Michael Klein. Spuneam că este destul de greu dintr-o astfel de poziție să fixezi mingea, să o trimiți sub bară, dar de regulă dacă reușești acest lucru, sunt slabe șanse ca portarul advers să te blocheze. Am avut posibilitatea să urmăresc faza, penalti clar în faza din minutul 13, dar în fine, să trecem mai departe peste această fază. Arestase mingea Andrei Hirghiligiu, cel care execută de regulă loviturile de la 11 metri pentru echipa noastră, care după un început în care le-a permis poate celor de la Alba Iulia să iasă pe atac, a pus stăpânire în totalitate pe joc și cred că ați văzut după această fază, jocul celor de la Unirea Alba Iulia astăzi se va baza pe mingi trimise pe vârful împins Mandangi. A început cu o ușoară întârziere partida de la Hunedoara. 0-0 între timp și pe celălalt stadion. Două jocuri consecutive acasă pentru formația noastră în acest debut de play-off. Corvinul va mai evolua în etapa a doua, o va găzdui pe Unirea Ungheni, apoi va juca de trei ori la rând în deplasare la Cugir, Alba Iulia și Ungheni. O diagonală pentru Mar, care își depășește adversarul. Jucător de picior stâng, Adiță Mar, întoarce în spate pentru Kindriș. A încercat din nou o pasă prin spatele fundașilor centrali. Au intervenit acolo Alba Iulieni, Elton, talonată de Mandangi. Fără probleme pentru experimentatul jucător din centrul defensivei noastre, Elton, care a mărturisit că se simte foarte bine aici la Hunedoara, se și vede acest lucru din jocul său. Îl are la doar câțiva kilometri distanță pe fratele său, Erico, care evoluează pentru UTA, dar care s-a accidentat recent și nu va mai evolua timp de 3 săptămâni, deși începuse să revină în primul 11. UTA, formație care astăzi a obținut o victorie foarte importantă în play-out-ul primei ligi, 2-0 cu Universitatea Cluj pe teren propriu. Alexandru Neacșa primește în zonă centrală, îl angajează pe Ionuț Pop, care evident e obișnuit mai mult cu postul de fundaș central, nu are aceleași urcări în bandă ca ale lui Flavius Iacob, dar astăzi cred că acest rol îi revine mai degrabă lui Alexandru Neacșa. Combinație rapidă, schimbare de direcție la Neacșa pentru Alexandru Curtean, care și-a sărbătorit de curând ziua de naștere aici la Hunedoara. 36 de ani pentru experimentatul mijlocaș central. Nicolae Pârvulescu acum pentru Adrian Mar, își pregătește centrarea Mar, îl are aproape însă pe Alex Curtean, îi pasează șeptarului venit de la CSC Schellenberg, mai departe pentru Marius Kindriș. Din aproape în aproape pentru Alexandru Neacșa, Rafael Garuti și acum în posesie Ionuț Pop, care se achită bine de sarcinile sale în flanc, trimite până către Blaga,
titular astăzi. În fața lui Ivan Elefter, care s-a întors doar în urmă cu câteva zile de la acțiunea prelungită a Naționalei Under-19 a României, care nu s-a prezentat prea bine în turul de elită. Diagonală frumoasă a lui Kindrich pentru Mar, din nou în flanc, Adrian Mar, cu dreptul l-a încercat pentru Coman, prea puternică pasa. Kindrich mai departe pentru Alexandru Curtean, lipit de margine este Pârvulescu, o minge trimisă cu exteriorul și un fault acum al lui Coman asupra lui Bârdea. Spuneam, 8 jucători aduși în această iarnă de CSM Unirea Alba Iulia, Andrei Raț, Andrei Roșu, venit chiar de la Corvinu, pe banca de rezerve, fostul vârf al echipei noastre, Vlad Domșa, împrumutat de la FC Argeș, doar 19 ani, cei doi iberici despre care v-am vorbit, Ionuț Grozav, un jucător cu care ne-am întâlnit de mai multe ori pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la Metalurgistul Cugir, 33 de ani pentru el. Am vorbit și despre Paul Codrea, de altfel un al treilea portar în lotul Alba Iulienilor este Iosef Chelalciucu din Nigeria, 19 ani. Pe banca de rezerve a oaspeților se mai află și Agbomoni, de asemenea jucător de origine nigeriană, care a fost eliminat în partida retur din sezonul regular de aici de la Hunedoara, în minutul 70 al întâlnirii, văzuse două cartonașe galbene. A fost un meci destul de aprig disputat, cu foarte multe faze discutabile, mă rog, imputate centralului sau brigăzii de arbitri de către oaspeți. O minge trimisă în spate greșită acum de Coman, pe care o recuperează Mandangi, izolat acolo, nouarul celor de la Unirea Alba Iulia. Probleme în a-și ține controlul acolo al lui Bordonado. În cele din urmă s-a dat fault la această fază. La cum arată vremea în acest moment, un șut de la distanță poate fi decisiv într-un astfel de meci. Ok, e la fel de adevărat că jucătorii preferă un teren umed, un teren bine udat înaintea oricărui joc, dar poate nici chiar așa. O aruncare de la marginea terenului pe care o execută repede Hergiligiu spre zona în care se afla Coman. Din nou Herghi acolo în posesie, își face mingea pe stângul, nu centrează, îl driblează încă o dată pe Bârdea. Respinge de acolo Grozav până la Adrian Mar, alunecă în momentul centrării și din nou dificultăți pentru același Bârdea, care trimite direct în marginea terenului, din nou momente de presiune la poarta lui Andrei Raț. Neconcretizate însă până acum, o singură șansă bună de gol pentru echipa noastră din acea lovitură liberă. Iată-l pe Florin Maxim, care pătrunde pe teren și trimite această minge spre elevii săi. Fetița este cel care protestează. Claudiu Ștef însă poartă o discuție cu acesta. Nu înțeleg rolul unei astfel de discuții, dar în fine, important e să îți vezi de joc. Andrei Hergiligiu a încercat să bată repede pentru Neacșa. Din nou Claudiu Ștef a oprit însă execuția rapidă acestei faze. Vă spuneam, de trecut în contul brigăzii de astăzi de arbitri, un penalti neacordat în minutul 13. A fost un hands clar în careu. Centralul și tușierul de pe acea parte au văzut hands-ul în afara careului. A fost doar lovitură liberă pentru echipa noastră. Din nou în preajma balonului, executanții obișnuiți ai fazelor fixe, Hergiligiu și Neacșa. Sare peste minge, nu? E o mișcă lui Herghe, centrare pe bara a doua pentru Garuti, care trimite în careu. Curtean, șutul lui Curtean, cred că se ducea bine. Șutul din drob al lui Alex Curtean și Marius Kindrich face exact ce trebuia să facă, degajat într-un adversar, pentru că era o fază periculoasă. Sunt semne însă că la fazele fixe echipa noastră stă foarte bine, sunt lucruri studiate în amănuntul și la antrenament. Fără fault la această fază, nu? Se dictează în cele din urmă fault la această intrare lui Andrei Hirghiligiu. Jucăm împotriva cele mai puternice echipe din serie, marea favorită la promovare. Corvinul și-a demonstrat forța în sezonul regular, dar are și puncte slabe de care vrem să profităm.
ne dorim să scoatem cât mai mult din acest meci împotriva liderului, cu toate că știm că va fi foarte dificil. Spunea înainte acestui joc pentru ziarul Unirea.ro antrenorul Uniriștilor, Marcel Rusu. O nouă acțiune în viteză, acum dezvoltată pe banda dreaptă de echipa noastră. Un balon trimis cu exteriorul de Alexandru Neacșa pentru Marius Coman. E la fel de adevărat că odată ce mingea atinge suprafața de joc, e greu de controlat. Este al nouălea joc în acest an, mă rog, în această stagiune, împotriva unor echipe din județul Alba pentru formația noastră, care are un golaveraj care nu necesită prea multe comentarii. 26-0, 8 victorii din 8. De două ori a fost 3-0 pentru echipa noastră în fața celor de la CSM Unirea Alba Iulia, atât acasă cât și în deplasare. Iar Marius Coman și Marius Lupu sunt jucătorii care au marcat de cele mai multe ori împotriva unor echipe din județul vecin. 6 goluri venite de la ei, câte 3 de fiecare. De altfel, alături de Andrei Hergiligiu, cei doi sunt cei mai buni marcatori ai echipei noastre. Marius Lupu pe banca de rezerve astăzi, probabil va intra în repriza secundă. Câteva faze confuze la mijlocul terenului. Calmează bine aici Marius Coman pentru Alexandru Neacșa, nevoit să preia și să trimită în flanc pentru Ionuț Pop, cel care a centrat foarte bine în prima etapă din 2023. O face și acum pentru Marius Coman, care are o șansă bună de a înscrie acum. Trimite de puțin pe alături. Emanuel Codrea este cel care solicită un fault acolo la acea trecere frumoasă a lui Ionuț Pop. A centrat impecabil Pop pentru acea lovitură de cap a lui Lupu în primul meci din 2023. Așadar un assist pentru el în acest an. Mai sunt multe jocuri în afara acestei întâlniri. Mai sunt încă 8 partide oficiale în acest play-off, în care cele 4 echipe joacă de câte 3 ori fiecare cu fiecare. Apoi, firește, vor veni meciurile de baraj pentru formațiile clasate pe primele 2 poziții în ierarhia seriei a 9-a. Am mai spus-o în repetate rânduri, adversarii noștri vor veni din seria a 10-a, acolo unde situația în clasament este una mult, mult mai complicată și greu de dibuit, ca să spun așa. O posibilitate acum de atac pentru Uniriști, de jucată de Marius Kindriș. Fetița era în margine, Marius Kindriș cu un joc defensiv foarte bun. Așadar, în seria a 10-a s-a intrat în play-off cu un echilibru deosebit între cele două, între cele 4 echipe. FC Bihor, Gloria Bistrița, CSM Satu Mare. Este rândul celor de la Unirea Alba Iulia să ceară penalti la un presupus hands al lui Alexandru Curtean. Au sărit ca arși jucătorii aflați în preajma lui, Claudiu Ștef. I se reproșează Târmureșanului această fază, o minge care a lovit sau nu pe Alexandru Curtean în braț. Nu cred că a fost penalti. Între timp, lovitură liberă la poarta cealaltă. Spuneam, în seria 10-a, lucruri complicate acolo cu FC Bihor, CSM Satu Mare, Gloria Bistrița și Lotus Băile Felix. Mă rog, cred că ultimii nu pot intra în discuția pentru primele 2 locuri care duc la baraj. La această oră se joacă CSM, Satu Mare, Gloria Bistrița și FC Bihor, Lotus Băile Felix. Și un prim cartonaș galben pe care îl vede Fetița, jucătorul cu numărul 10 din echipa vizitatorilor, și va fi corner pentru echipa noastră și nu lovitură liberă, cum văzusem inițial. Un prim cartonaș galben pentru vizitatori, văzut de jucătorul cu numărul 10, Răzvan Fetița. Corner executat de Neacșa, din nou pe bara, nu, pentru Kindriș, șutul lui Kindriș, voleu al acesteia, ne-a obișnuit cu execuțiile frumoase din afara careului. S-au scurs 27 de minute din această întâlnire, în continuare egalitate 0-0 între cele două formații. Tot 0-0 este însă și la Ungheni.
O să încerc să vă țin la curent și cu celelalte rezultate din seria 10, dacă tot am făcut referire la ele. Între timp, una dintre puținele șarje ofensive ale oaspeților noștri. Contraatac acum însă purtat de Alexandru Neacșa, minge pentru Nicolae Pârvulescu, pătrunde în careu Pârvulescu, centrare în fața porții, gol! Marius Coman, care, atenție, înscrie cu pieptul la această fază 1-0 pentru echipa noastră. Minutul 28, gol Corvinul! Înscrie golgheterul formației noastre cu numărul 9, Marius Coman! Corvinul, Unirea Alba Iulia, 1-0! O nouă reușită în dreptul lui Marius Coman, care și-a făcut datoria și a fost în gura porții, cum se spune, pentru această centrare impecabilă a lui Nichi Pârvulescu. Și din acest minut 29 conducem pe tabelă și cred că ne facem meciul mult mai ușor, pentru că cei de la Unirea Alba Iulia vor trebui să iasă la joc, lucru pe care nu l-au prea făcut în această primă jumătate de oră, cu excepția unor acțiuni sporadice în chiar debutul acestei întâlniri. Mar acum în flancul stâng, o minge ridicată din nou pentru Marius Coman, care vine din poziție în afară de joc. Se bate pentru această minge și câștigă duelul aerian acolo Andrei Herghiligiu. Nu a fost faul această intervenție asupra lui Nicolae Pârvulescu și din nou încă o minge pentru același Mandangi, ținut însă impecabil în piepte Elton da Silva. Rafael Garuti, mingea la picior, protejează foarte bine, lasă mingea în spate pentru Ionuț Pop. În cele din urmă din nou Cristi Blaga în posesie. Degajează portarul venit la Hunedoara de la CSEA Steaua din Liga Secundă. Joc periculos acum al lui Nicolae Pârvulescu. Plouă neîncetat aici la Hunedoara, însă nu pare a afecta deloc jocul. Această ploaie sâcâietoare, aș spune chiar de toamnă, e și atmosfera mai rece. Dar, mă rog, nu mai contează foarte mult. Important este că echipa noastră conduce pe tabela de marcaj și a jucat foarte sigur, mai ales la nivelul defensiv. Iese bine acum la mijlocul terenului cu mingea la picior Marius Kindrich. După această recuperare, Kindrich și pasează lui Andrei Herghiligiu, care a evitat offside-ul. Herghiligiu învăluie Pârvulescu. Herghiligiu își face mingea. Pârvulescu șutează! N-a fost Pârvulescu, ci Andrei Herghiligiu, care a încercat acolo să trimită spre colțul scurt. Cred că și-a schimbat pe moment decizia. Putea trage în lung. A preferat un șut în colțul scurt și cred că mingea a fost atinsă de un adversar. Oricum, șansă bună de gol pentru Andrei Herghiligiu, jucător muncitor care
de foarte multe ori și în sezonul trecut s-a dovedit a fi decisiv pentru noi, dar mingea l-a atins ușor de tot pe Paul Codrea. Din nou corner pentru echipa noastră. De data aceasta face intra Herghiligiu, o face bine pentru Elton, lovitura de cap acestuia și scapă mingea Andrei Raț, se dă însă fault la portar, era pe fază acolo Marius Coman. În duelul dintre FC Bihor și Lotus Băile Felix de pe arena Iuliu Bodola este 0-0. O prezență substanțială și din partea suporterilor bihoreni pentru acest duel între două echipe din aceeași zonă. În fine, revenim la ceea ce se întâmplă pe arena Michael Klein, unde am intrat în minutul 34, 1-0 pentru echipa noastră, gol marcat în minutul 28 de Marius Coman cu pieptul în fața porții, după acea centrare perfectă a lui Nicolae Pârvulescu. De partea cealaltă, nicio oportunitate de gol pentru vizitatori. E un oarecare sentiment de deja vu și în această primă jumătate de oră acestei întâlniri, referindu-ne aici la ocaziile pe care le au adversarii noștri în jocurile, cel puțin din acest an, deși sunt deja mai multe partide fără gol primit pentru echipa lui Florin Maxim, care, vă reamintesc, n-a scos mingea din plasă nici în runda precedentă, când a evoluat 70 de minute cu un om în minus după eliminarea lui Flavius Iacob. Frumos, a așteptat Pârvulescu acolo să vină dintre linii Marius Coman, a fost cea mai fericită preluare a vârfului nostru, alunecă Mandangi. Îl văd nemulțumit pe Marcel Rusu, însă nu înțeleg de ce, pentru că echipa sa nu reușește să construiască nimic altceva decât să trimită aceste mingi pe nouarul din avampostul, care este complet izolat între cei doi brazilieni, Rafael Garuti și Elton. Intervenție la minge, un tackling reușit, cum se spune, cel al lui Adi Mar în duelul său cu Răzvan Fetița. Herghiligiu nu poate ține mingea aproape, din nou foarte bine coboară la această minge Marius Coman, de lăudat efortul său, care iată cât a coborât până în jumătatea adversă. Alexandru Curtean pentru Alexandru Neacșa, care îl depășise în primă instanță pe adversarul său direct la acea fază. Cred că este vorba de Bordonado, nu? Este Emanuel Codrea și un cartonaș galben pe care îl vede Alexandru Curtean pentru echipa noastră. Minutul 36, un prim cartonaș galben și pentru formația noastră, cu numărul 7, Alexandru Curtean. Corvinul nu e genul de echipă care să vadă foarte multe avertismente de-a lungul unui joc, asta chiar dacă discutăm astăzi din postura în care Flavius Iacob și Antonio Bradu sunt suspendați, dar de obicei jucătorii antrenați de Florin Maxim nu prea vociferează și nu faultează dur și nu sunt nici nevoiți să o facă, e la fel de adevărat, pentru că din fericire pentru ei sunt foarte rare ocaziile pe care le au adversarii, cel puțin în ultima perioadă. Deocamdată echipa noastră stă foarte bine și din punct de vedere fizic și stă bine pe teren, cum se spune în termeni fotbalistici. Nu prea dă șanse adversarilor să își creeze ocazii, dar firește, mai sunt fluctuații în joc, trebuie să fii pregătit pentru orice. Dacă într-adevăr vrei ca la finalul acestui sezon să te numeri printre formațiile care vor promova în Liga Secundă. Un scurt artificiu tehnic acum al lui Alexandru Neacșa, proteste din partea lui Emanuel Codrea, foarte multe vociferări la aproape fiecare minge din partea oaspeților, care nu prea au arătat mai nimic
în aceste 38 de minute din punct de vedere ofensiv. Poate acum la această fază, fără probleme, această minge pentru Cristi Blaga, care trimite balonul într-o zonă în care se afla Pârvulescu, prins un pic pe picior greșit Pârvulescu, recuperează Mandangi, care își face o preluare ușor cam largă, este anticipat acolo de Mar, dublajul lui Kindrich funcționează ireproșabil, trimite la siguranță Elton această minge, recuperează Nicolae Pârvulescu pentru Herghiligiu, mai departe pentru Marius Coman, cartonaș galben, cât se poate declar asumat pe care îl vede jucătorul vizitatorilor. Dar nu-mi dau seama despre cine este vorba. Cartonaș. Un nou cartonaș galben pentru oaspeți, văzut de jucătorul cu numărul 8, Bârdea. Un cartonaș galben asumat, vă spuneam, Bârdea și Fetița sunt jucătorii care au văzut galbene pentru oaspeți, Curtean pentru echipa noastră. Era însă o posibilitate de contraatac. Tot 0-0 între Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir. 1-0 pe Cetate, pe arena Cetate, în duelul dintre CSU Alba Iulia și Viitorul Cluj-Napoca. E un meci care se dispută însă în play-out. Stadionul pe care a evoluat săptămâna trecută echipa noastră. Și un fault din nou de cartonaș galben pe care cred că și-l asumă Ionuț Pop, dacă îl va vedea. Foarte interesant, pentru că tocmai spuneam că Corvinul nu e genul de echipă care să intre în astfel de jocuri, să vadă multe cartonașe galbene. A scăpat însă fără avertisment la acest fault, nici nu știu să fie mai mult de două faulturi făcute de Ionuț Pop în această primă repriză, așa că era cumva normal să nu vadă galbenul, deși cred că la această fază se impunea un avertisment. Lovitură liberă oricum pentru CSM Unirea Alba Iulia, centrarea lui Cristea, bună, respinge de acolo același Ionuț Pop, într-o zonă în care se află Alexandru Neacșa. Alexandru Neacșa în duel direct cu capitanul oaspeților, câștigă Neacșa, are nevoie de mai multe atingeri pentru a ține balonul sub control, trece frumos mingea peste adversarul său de la acea fază, trimite în spate cu mult calm pentru Rafael Garuti, Alexandru Curtean în spate pentru Neacșa, ușor riscantă pasa lui Curtean, a acoperit acea zonă însă Neacșa, degajează Blaga în margine pentru Andrei Herghiligiu. Peste 360 de bilete vândute pentru această întâlnire, sunt însă și, vă reamintesc, gratuități în ceea ce privește minorii, așadar calculele mele de la începutul meciului sunt pe aproape 400-500 de spectatori pe această vreme deloc neprietenoasă pentru fotbal. Încă o nouă lovitură liberă pentru Unirea Alba Iulia. Am intrat în minutul 41 al acestei întâlniri. Răzvan Fetița se află în preajma balonului. A fost un hands al lui involuntar al lui Adrian Mar. Momente ceva mai bune de joc sau momente în care adversarii sunt ceva mai prezenți în jumătatea noastră. N-au fost însă până în acest minut 41 deloc periculoși la poarta lui Blaga. Să vedem această lovitură liberă. Centrarea lui Fetița, respinsă de Ionuț Pop. Acolo este Pârvulescu, faultat clar, se lasă legea avantajului pentru că e contraatac al echipei noastre, se afla în offside-a din Mar. Ionuț Pop urcase la această fază. Destul de periculos jocul nostru pe contraatac, am văzut acest lucru de-a lungul acestei prime reprize. O nouă repriză însă consistentă pentru formația noastră, care chiar dacă n-a avut foarte multe ocazii clare de gol, cum se întâmpla în multe alte întâlniri, reușește să marcheze cu regularitate, o face și astăzi și are o siguranță în joc, mai ales în linia mediană. Elton, o minge trimisă înspre Neacșa, a ieșit în întâmpinare, însă jucătorul advers respinge acum Elton până la Bordonado, așezare pentru Fetița, primește Cristea pentru același Bordonado, întoarce în spate, balon din nou la Fetița, nu cred că este offside la Bârdea, alunecarea lui Mar, care a văzut foarte bine ce avea de gând acolo Bârdea și rămâne bine pe defensivă echipa noastră.
aruncare de la marginea terenului pentru oaspeții noștri echipați în roșu astăzi. Echipament de deplasare, culorile tradiționale alb-negru, lovitura de la colțul terenului pentru Unirea Alba Iulia, cred că este, sper să nu mă înșel, primul corner pentru vizitatori pe care se pregătește să-l execute capitanul Cristea. O centrare lungă a lui Cristea, respinge pentru moment Elton, recentrare în zona în care se află Blaga, care iese bine acolo și își dărâmă și un coleg, Rafael Garuti, are pentru moment de suferit după această ieșire foarte sigură a lui Blaga. Mar, aproape pentru Alexandru Neacșa, mai departe pentru Alexandru Curtean, se întoarce cu mult calm, e de altfel genul de jucător care poate aduce calmul în joc atunci când e nevoie, un jucător cu foarte multă experiență, al cărui CV nu mai are rost să-l mai trec și eu în revistă, faultat acum de Bordonado, jucători veniți din ligile inferioare din Spania, însă la primele experiențe în România. La fel de adevărat e că nu prea vedem jucători iberici în fotbalul românesc, punct, nici măcar în prima ligă. Alunecă Ionuț Pop, pierde acolo în fața lui Indrei, recuperează Elton, o minge trimisă în față pentru Pârvulescu, care a trecut în flancul drept de ceva minute, l-a lăsat în flancul stâng pe Alexandru Neacșa. Pârvulescu driblează doi adversari, pasează în spate pentru Alexandru Curtean și acum posesie bună pentru echipa noastră cu Alexandru Neacșa. Își pregătește centrarea de carul nostru, foarte bună centrare, pune ceva probleme lui Ionut, lui Andrei Raț, este gol pentru echipa noastră, înscrie Nicolae Pârvulescu în minutul 44, o eroare a lui Andrei Raț, dar este 2-0 pentru echipa noastră. Gol Corvinu! Înscrie în minutul 44 cu numărul 19, Nicolae Pârvulescu. Orvinul Hunedoara, CSM Unirea Alba Iulia, 2-0. 2-0 și mai multă liniște asigurată odată cu această reușită în repriza secundă pentru formația noastră. Greșeala îi aparține lui Andrei Raț, dar și centrarea lui Alexandru Neacșa a fost foarte bună. I-a pus probleme, a fost o minge care a sărit exact în fața lui Raț. A pus talpa acolo, practic Pârvulescu, și a făcut 2-0. Acum o acțiune de atac purtată de Mandangi, blocat încă o dată foarte bine de Mar. Spuneam de modul în care se exprimă echipa noastră, de cât de solid arată de cele mai multe ori jocul nostru și iată că băieții antrenați de Florin Maxim nu mă contrazic. E 2-0 înainte de pauză. O centrare acum chiar în apropiere de linia porții. A respins fără probleme Blaga și este pauză aici la Hunedoara. 2-0 pentru echipa noastră. Goluri reușite în minutul 28 de Marius Coman și minutul 45 de Nicolae Pârvulescu, după o evoluție foarte, foarte solidă pentru echipa noastră. Revenim după 15 minute de pauză în transmisiune directă.
Am revenit cu transmisiunea în direct de aici, de pe Arena Mihail Klein. Pornim de la 2-0 în această repriză secundă, după golurile semnate de Marius Coman în minutul 28 și Nicolae Pârvulescu în minutul 45. 4 modificări în cele două echipe la pauză, 3 dintre acestea la Oaspeți, acolo unde a intrat pe teren printre alții și Andrei Roșu, fostul jucător al Corvinului. De asemenea, nigerianul Agbomoni este și el pe teren pentru această a doua repriză, alături de Mâlnă. Au ieșit Bârdea, Fetița și Mandangi. Acestea sunt jucătorii înlocuiți de Marcel Rusu în această repriză secundă. De partea cealaltă, o modificare operată de Florin Maxim. A ieșit de pe teren Adrian Mar și a intrat în locul său pentru acest act secund Timotei Mitran. Lovitură liberă acum pentru CSM Unirea Alba Iulia, care dacă mai dorește ceva de la acest joc, va trebui să înceapă repriza secundă sus, va trebui să înceapă tare. Și fac o rectificare, nu Bârdea este, Bârdea nu este cel care a fost înlocuit, ci capitanul formației vizitatoare, este vorba de Călin Cristea, pentru că banderola de capitan este acum pe brațul lui grozav. Să vedem execuția lui grozav. În forță, pe lângă poartă, este lovitura de la colțul terenului. Cred că a atins mingea Cristi Blaga, foarte atent la această fază. Prima ocazie importantă, de fapt e prima ocazie a meciului pentru Unirea Alba Iulia în acest minut 47. Corner executat pe bara a doua, acolo unde era Andrei Roșu, șutează Bordonado, respinge Elton într-o zonă în care se află nou-intatul Timotei Mitran, intuit de Bârdea, cel care are un cartonaș galben văzut în prima repriză. Trei schimbări dintr-un foc operate așadar de Marcel Rusu, care a simțit că n-au mers lucrurile așa cum ar trebui pentru echipa lui. La pauză în celălalt meci din seria noastră în play-off era 0-0 între Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir. În seria 10, aceea pe care o urmărim pentru că de acolo ne va veni adversarul, ne vor veni adversarii din barajele de, pentru promovare, avem FC Bihor Lotus Băile Felix 1-0 la pauză și 0-0 în confruntarea dintre CSM Satu Mare și FC și Gloria Bistrița. Sunt în acest moment 8 goluri marcate de Corvinul formației lui Marcel Rusu, în acest sezon. Rămâne de văzut dacă va fi din nou 3-0 pentru echipa noastră. Vă reamintesc, cele două formații se vor mai întâlni de încă două ori în acest play-off. Am discutat de foarte multe ori despre modul în care arată acest campionat, cum e el structurat. Un fault acum în atac, cred, al lui Roșu. A fost o pătrundere în viteză a lui Indrei, jucător care în prima repriză nu a fost chiar în joc, cum se spune. I-am rostit numele de foarte puține ori, însă ceva mai prezenți pe fază ofensivă uniriștii, cum e și normal. Spuneam la începutul acestei reprize secunde că dacă își doresc să obțină ceva de la acest meci, vor trebui să arate diferit în repriza secundă, pentru că în prima repriză au fost inexistenți în plan ofensiv. Lucru pe care cred că l-a simțit Marcel Rusu din moment ce a operat acele modificări. Centrare acum pentru Agbomoni și este 2-1. Reduce din diferență Unirea Alba Iulia, înscrie Agbomoni în minutul 49, a fost centrarea lui Indrei. Minutul 49, oaspeții reduc din diferență, înscrie cu numărul 77 Agbomoni. Nigerianul Agbomoni, cel care a fost eliminat în ultima confruntare disputată pe această arenă între cele două echipe, este cel care marchează acum în startul reprizei secunde, în minutul 49, foarte bună centrarea lui Indrei, care a început bine repriza secundă. Rămân în atac jucătorii Unirii, o altă față arătată de echipa lui Marcel Rusu, cel puțin în aceste prime 5 minute din repriza secundă, și este primul gol primit de echipa noastră în 2023.
toate cele trei goluri înscrise în acest moment pe tabela de marcaj au venit la aceeași poartă, chiar în dreptul peluzei nord. Să vedem care va fi replica echipei lui Florin Maxim, care, vă spuneam, nu a fost obișnuită prea mult cu... o adversitate ieșită din comun din partea adversarilor săi. Pârvulescu trimisese o minge în zona în care se afla Timotei Mitran, a fost însă în offside jucătorul nostru, marcatorul golului 2, după această minge trimisă cu capul pe spate de Marius Coman. Plouă în continuare puternic aici la Hunedoara, dar s-a jucat destul de bine pe alocuri peste nivelul Ligii a 3-a și cel puțin în acest minut 51 arată mult mai bine jocul decât în prima repriză, pentru că a venit la joc și Unirea Alba Iulia, cu tot subiectivismul de care aș putea fi acuzat. În prima repriză acțiunile lor ofensive au fost sporadice și au venit doar în prima parte și pe final. Fault dictat de centralul Claudiu Ștef din Târgu Mureș la această intervenție asupra lui Marius Coman. Ionuț Pop cu Elton Rafael Garuti și rămas în spate la această fază este Marius Kindriș. Ce bine curge acest atac al echipei noastre, lasă Herghiligiu în bandă pentru Alexandru Neacșa, centrarea lui Neacșa îl viza pe Coman, respinge cu capul pe spate Manuel Codrea până la Pârvulescu, scoate pentru Alexandru Curtean, șutul lui Curtean merge peste poartă, era în partea opusă, în zona stângă, acolo Alexandru Neacșa liber, dar... A fost o acțiune foarte frumoasă lucrată de echipa noastră. Chiar în fața noastră se află o delegație consistentă a celor de la CSM Unirea Alba Iulia, probabil i-auziți ca fiind destul de vocali în această zonă. S-a întâmplat acest lucru, vă spuneam, și în toamnă, mă rog, la finalul lunii noiembrie, când echipa vizitatoare a pierdut jocul de la Hunedoara cu 3-0. Au marcat atunci... Coman și Pârvulescu, centrare pentru Agbomoni, cere hands la Alexandru Neacșa acolo, jucătorul nigerian, care se afla cu spatele la minge, nu-mi dau seama cum a putut vedea el dacă a fost hands sau nu, parlamentări continue, nu, nici vorbă de hands, mingea l-a lovit undeva în zona genunchiului pe Alexandru Neacșa, trebuie să fie mai atent însă de carul nostru la aceste dueluri directe cu Agbomoni. O centrare pe prima bară, o minge respinsă greșit de Marius Coman și va fi o nouă lovitură de la colțul terenului pentru cei de la CSM Unirea Alba Iulia, care se grăbesc să execute repede acest corner. O minge primită de Agbomoni, care însă la rândul său s-a grăbit și a pierdut mingea. A intrat bine în joc jucătorul nigerian, însă la această fază s-a grăbit. 54 minutul, rezistă cu stoicism cei din peluza nord la această întâlnire, de apreciat susținerea lor și pe această vreme deosebit de neprietenoasă. Plouă în continuu, dar suprafața de joc rezistă foarte bine, iar asta spune multe. A lăsat Coman pentru Mitran, faultat acolo, încearcă să continue și în mod normal, dacă tot a dictat o lovitură liberă, ar fi trebuit să dicteze și un cartonaș galben acolo, pentru că a ratat intervenția la minge, însă în cele din urmă rămâne doar faultul, doar lovitura liberă pentru echipa noastră. A intrat bine în joc acolo Timi. Ratase intervenția pe deplin acolo Codrea, nu a fost Codrea, ci Paul Codrea, Emanuel Codrea, ci Paul Codrea, fratele său. Vitură liberă pentru echipa noastră, lângă balon sunt Alexandru Neacșa și Andrei Herghiligiu. Zi de doar din doi jucători, acolo sunt Bordonado și Agbomoni. Sare peste minge Herghiligiu, centrează Neacșa cu mult efect, Garuti acolo, trimite cu capul pe spate pentru Ionuț Pop, șutul acestuia trece însă pe lângă poartă, foarte bună centrarea lui Neacșa acolo, în prim plan am avut impresia din locul în care mă aflam că lovitura de cap a lui Garuti se duce mai bine, a apucat decât să șteargă mingea,
A urcat însă foarte bine brazilianul din centrul defensivei noastre, unul din cei doi brazilieni din centrul defensivei noastre, alunecă și greșește acolo un jucător al celor de la Unirea Alba Iulia, îi permite lui Pârvulescu să pătrundă în careu, șutul lui Pârvulescu în brațul lui Andrei Raț, care și-a lăsat bine mâna pe colțul scurt, cum se spune, încearcă să țină mingea în teren aici Alexandru Curtean, s-a animat bine de tot jocul, ce trecere reușește Alexandru Curtean acolo printre picioarele adversarului, centrează pe bara a doua pentru Herghiligiu, preluarea lui Herghiligiu și închide un pic unghiul Herghiligiu, a încercat o pasă pentru Pârvulescu, o foarte frumoasă fază creată însă de Alexandru Curtean cu acel dribling superb în colțul terenului, se succed cu repeziciune fazele pentru echipa noastră, cel pe care l-a depășit acolo era Emanuel Codrea. Marius Kindriș trimite în flancul drept pentru Ionuț Pop. Alunecă și Pop, pierde controlul asupra balonului, alunecă și adversarul său direct și se dictează fault. Nu mi s-a părut la această fază fault. Alunecase deja Indrei. În fine, lovitură liberă dictată de Claudiu Ștef. Mult mai interesantă această repriză secundă. Grozav, capitanul echipei din Alba Iulia pentru repriza secundă, respinge Elton până la Bordonado, scoate Bordonado pentru un șut complet ratat venit din partea lui Mâlnă, cel care a intrat în repriza secundă în locul capitanului Cristea. Va fi o nouă modificare și pentru echipa noastră, se pregătește să intre pe teren Paul Mercioiu, să vedem în locul cui. Un alt jucător under pentru echipa noastră, după ieșirea lui Mar și intrarea lui Timotei Mitran. Fault acum lui Kindriș la mijlocul terenului, Agbomoni trimite pentru Indrei, prea tare pasa nigerianului. Au ieșit mai mult la joc și oaspeții și asta arată că își doresc într-adevăr mai mult de la această partidă și de la acest play-off. Spuneau cei de la Unirea Alba Iulia că ar vrea să se claseze în primele două. Care s-a întors la Blaga, trimite într-o zonă în care Pârvulescu de-abia se replia, era în afara jocului, recuperează Herghiligiu în fața lui Agbomoni, aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră. Greșește acolo, Neacșa s-a grăbit, a vrut să repună repede pentru Alexandru Curtean, cer fault jucătorii adverși, Curtean trimite bine pentru Coman, triunghi de pase acolo pentru Nicolae Pârvulescu, trece de Emanuel Codrea, Pârvulescu centrează în fața porții, iese bine Raț, Ordonado acum, 0-0 în continuare în duelul dintre Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir. Agbomoni trece de Alexandru Neacșa, se repliază Marius Kindriș, Agbomoni rămâne în posesie, îl are în față pe Kindriș, centrează în blocajul acestuia și va fi aruncare de la marginea terenului, de aplaudat și efortul lui Agbomoni, dar și cel al lui Marius Kindriș, care a evitat lovitura de la colțul terenului, iar suporterii aflați la tribuna mare i-au aplaudat efortul capitanului nostru. Se joacă bine, se joacă peste media Ligii a 3-a în acest moment. Interesant jocul. Andrei Roșu încearcă să le trimită în careu cu capul, acolo este doar Alexandru Curtean, care a încercat să-l pună pe contră pe Timotei Mitran. Încă nu a intrat sau nu a ajuns nici la marginea terenului Paul Mercioiu, i-au fost date ultimele indicații de către asistenții lui Florin Maxim. Fault în atac și cred că acum este momentul în care va intra pe teren Paul Mercioiu. Suntem exact la intrarea în minutul 60. Al acestei întâlniri, nu este permisă încă modificarea. Trimite
în spate pentru Blaga, pressinga lui Andrei Roșu, degajarea bună lui Blaga în zona în care se află Pârvulescu, cel care a câștigat aproape toate duelurile din repriza secundă cu Emanuel Codrea. Ce intrare dură a lui Codrea și este cartonaș galben clar acolo. S-a dus tare cu cotul în față Codrea. Un nou cartonaș galben pentru Oaspeți cu numărul 5, Emanuel Codrea. Și modificarea despre care vă vorbeam iese de pe teren Ionuț Pop și intră Paul Mercioiu. O nouă modificare pentru echipa noastră, iese de pe teren cu numărul 3, Ionuț Pop. Și intră în locul acestuia cu numărul 23, Paul Mercioiu. Pârvulescu a intrat acum ca fundaș dreapta, este acum fundaș dreapta în sistemul gândit de Florin Maxim, nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, firește. Mercioiu a urcat în fața sa, în banda dreapta și câștigat deja un duel, faultat însă pe Codrea. Destul de multe fragmentări în acest moment al jocului. Au rămas în față în continuare Andrei Hirghiligiu și Marius Coman. În linia mediană se poate vedea clar la această fază dispoziția în teren a echipei noastre cu Paul Mercioiu, Alexandru Curtea, Kindriș ceva mai retras și Timotei Mitran ca mijlocaș stânga. Fundaș stânga rămâne Alexandru Neacșa. Interesant duelul dintre Neacșa și Agbomoni, cel din urmă un jucător de viteză. Mai văzut astfel de fotbaliști veniți de pe continentul african care impresionează prin viteza și fizicul lor. Un exemplu în acest sens a fost și Kayondo, jucător care a ajuns de la CSM Deva la CSA Steaua în Liga Secundă, împrumutat de la liderul seriei A7-a. Echipă care a câștigat și acum 1-0. Hirghiligiu îl depășește în viteză acolo pe grozav. Codrea îl faultează pe Hirghiligiu. Mingea rămâne la Coman. Șutul lui Coman! Gol! 3-1 pentru Corvinul. Frumoasă reușită a lui Marius Coman. Gol Corvinul! În minutul 63 înscrie din nou golgheterul echipei noastre, Marius Coman! Corvinul, Unirea Alba Iulia, 3-1! Foarte frumoasă acțiunea de atac a echipei noastre cu această pătrundere în viteză perpendicular pe poarta lui Hirghiligiu, faultat de Emanuel Codrea, a lăsat jocul să continue acolo Claudiu Ștef, a cules balonul Marius Coman și a făcut 3-1 pentru echipa noastră în minutul 63. E genul de reușită care are menirea de a liniști din nou avântul ofensiv al celor de la CSM Unirea Alba Iulia. Paul Mercioiu câștigă foarte bine duelul său acolo direct cu Mâlnă, un jucător care stă bine pe picioare, Paul Mercioiu, și care a arătat bine și în meciurile în care a început ca titular. Acțiune din nou acum în flancul stâng pentru CSM Unirea Alba Iulia cu Indrei în careu, iese de acolo, trage în blocajul lui Marius Kindriș. Foarte bine a stat defensiv capitanul echipei noastre astăzi. Centrarea lui Codrea cu piciorul stâng, bună, într-o zonă în care se afla Bordonado. Foarte bine a așezat Mitran acest balon pentru Coman. Trimite cu exteriorul Coman pentru Mitran, nu se complică Ionuț Grozav. Aruncare de la marginea terenului, dar joc bun pe contra al echipei noastre. Thank you.
Mercioiu nu a fost atent la acest duel cu Dehelean. O nouă minge de urmărire pentru Agbomoni, ajunge în brațele lui Blaga, care nu stă mult să se gândească și trimite în flancă lui Alexandru Neacșa. Îl depășește cu lejeritate pe Bordonado. Alexandru Neacșa greșește, însă pas a încercat din prima pentru Alexandru Curtean. Recuperează Rafael Garuti, trimite pentru Curtean, Nicolae Pârvulescu, mai departe pentru Paul Mercioiu, așează din nou pentru Pârvulescu, pătrunde în careu Pârvulescu. Centrare blocată și este aruncare de la marginea terenului pentru echipa noastră, dar se observă cu câtă lejeritate poate ajunge pe contră echipa noastră într-o fază promițătoare de gol. A arătat din nou bine cursiv atacul nostru. Tot 1-0 în duelul dintre FC Bihor, Oradea și Lotus Băile Felix. Încerc să aflu și rezultatul de la Satu Mare, dintre CSM Satu Mare și Gloria Bistrița. Un adevărat derby acolo. Mercioiu în posesie, scoate în fața porții, se culcă pe acest balon Andrei Raț. Sunt înșelătoare aceste mingi trimise în fața porții, pentru că terenul evident e ud și poate sări mingea nefericit, cum s-a întâmplat. De altfel, Neacșa a încercat o minge prin spatele fundașilor pentru Timotei Mitran. Consistent și jocul din această repriză secundă al echipei noastre. Suntem în minutul 67 al acestei întâlniri. Runda viitoare vom găzdui Unirea Ungheni pe arena Michael Klein, apoi ne vom deplasa la Cugir, o scurtă deplasare. Sunt dueluri cu care ne-am obișnuit încă din sezonul trecut. Se apropie cu pași repezi de o nouă victorie pe echipa noastră pe teren propriu. Dacă trece cu bine și de acest joc, vor fi 27 de partide consecutive fără eșec pe arena Michael Klein. Ultima dată când echipa noastră a pierdut în fața propriilor suporteri se întâmpla pe 10 aprilie 2021 în fața celor de la Unirea Dej, echipă care între timp a ajuns în Liga Secundă. Era 4-2 pentru Unirea Dej atunci. O nouă modificare în echipa oaspeților, intră pe teren Oneț și iese cu numărul 22 Dehelean. Este a patra modificare pentru CSM Unirea Alba Iulia. O a patra modificare în tabăra oaspeților, a ieșit de pe teren cu numărul 22 Dehelean, a intrat în locul acestuia cu numărul 14 Oneț. Emanuel Codrea aruncă slab de la margine, îi permite lui Herghiligiu și iată ce încercare ale lui Alexandru Curtean! Aproape de golul sezonului, Alexandru Curtean, incredibilă execuția acestuia de la 50 de metri distanță. Alexandru Curtean aproape de un gol de kilogramă, era un gol de generic, s-a dus mingea pe lângă poartă, l-a văzut pe Andrei Raț ieșit, a tras puternic șeptarul nostru. Ce execuție! Le-am cam văzut pe toate de la acest microfon, n-am văzut însă un gol de la mare distanță, cum putea fi acesta. E faza meciului oricum. Marius Kindriș, diagonala lui Kindriș pentru Pârvulescu, preluare pe poziție viitoare a lui Pârvulescu, a încercat din prima pentru Paul Mercioiu, care plecase însă în față.
Iese bine din defensivă Elton, Bordonado de la o parte pe Mitrani, pasează lui Indrei care îl depășește pe Pârvulescu. Indrei trage și el de la distanță pe lângă poartă. Cel mai activ jucător din repriza secundă pentru CSM Unirea Alba Iulia, acest Indrei, alături de Agbomoni. Bun jocul lui Indrei în a doua repriză, pentru că în prima repriză s-a văzut foarte puțin. O nouă modificare pe cale să se întâmple la Corvinul. La marginea terenului este Antonio Vlad. Acum să vedem dacă Antonio Vlad va intra în zona centrală a liniei defensive sau pe margine. Nu, sunt de fapt două schimbări, pentru că și Marius Lupu este pregătit să intre pe teren. Probabil Hergiligiu sau Coman vor ieși. Emanuel Codrea n-a avut chiar cea mai fericită repriză secundă. Codrea a greșit și această minge. Mercioiu primește de la Coman, preluare un pic cam largă a lui Merci. Intervine Ionuț Grozav și va fi acea dublă schimbare în rândul echipei noastre. Dublă schimbare în rândul echipei noastre. În aplauzele dumneavoastră iese de pe teren cu numărul 7, Alexandru Curtean. În locul său intră cu numărul 16, Antonio Vlad. De asemenea, în aplauzele dumneavoastră, golgheterul echipei noastre iese de pe teren cu numărul 9, Marius Coman. Intră în locul său cu numărul 17, Marius Lupu. Schimbări cumva post pe post, mai puțin cea lui Antonio Vlad, cei drept. Să vedem cum se va încadra în ceea ce a gândit Florin Maxim pentru ultimele 20 de minute, cu tot cu prelungiri din această întâlnire. Centrarea lui Pârvulescu în zona în care se află Hergiligiu, boxează de acolo Andrei Raț. O primă intervenție a lui Lupu și un șut bun de la distanța lui Marius Kindriș. Nu e prima dată când încearcă astfel de execuții Marius Kindriș și iată un joc variat al echipei noastre, cu execuții de la distanță, cu pătrunderi în zona centrală, cu centrări din cele două benzi. Mult mai complex jocul echipei noastre. Patru modificări făcute de cei doi antrenori. În continuare 0-0 între Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir. Mercioiu încearcă să scoată în marginea careului pentru nou intratul Marius Lupu, cel care s-a lipit, cum se spune, la goluri în duelurile cu formațiile din județul vecin. De fapt, din județul în care este el originar. El a evoluat pentru Metalurgistul Cugir, dar a jucat și la Cetate Deva. O minge trimisă de Rafael Garuti pentru Marius Lupu, depășește în viteză pe tânărul Emanuel Codrea. Lupu i-a luat fața, întors în spate pentru Antonio Vlad. Lupu reprimește, întoarce pentru Nicolae Pârvulescu, centrare cu piciorul drept al lui Pârvulescu pentru Hergiligiu. Depășită în aceste momente ale jocului defensiv a celor de la Unirea Alba Iulia, Hergiligiu a încercat o pasă din prima frumoasă pentru pentru Timotei Mitran, îmi cer scuze, foarte bun jocul echipei noastre după ce a primit golul, aproape că n-a resimțit șocul Corvinul și joacă bine în această repriză secundă, o nouă prestație solidă și din nou un amănunt statistic interesant, din nou 3 goluri pentru echipa noastră, care în acest moment are cele mai multe goluri înscrise la întreg nivelul Ligii a 3-a. Centrarea lui Hergiligiu pentru Antonio Vlad, lovitura de cap a acestuia, se dă însă fault în atac. Reținuse această lovitură de cap a lui Antonio Vlad, acolo Andrei Raț. Sunt 64 de goluri marcate de echipa noastră, care depășește la numărul de goluri CSM Deva și în acest moment este cea mai prolifică echipă din cele 100 care evoluează la nivelul Ligii a 3-a și din punct de vedere al numărului victoriilor și din punct de vedere al golurilor marcate. Sunt amănunte statistice însă, care se șterg cu buretele atunci când ajungi în barajele pentru promovare. Vă reamintesc, dublă manșă, primul baraj, 24 mai, 27 mai, cel de-al doilea, dacă echipa noastră va ajunge acolo, va fi între
în datele de 3 și 7 iunie. 7 iunie este, sper să nu mă înșel, o zi de miercuri. Să sperăm că vom ajunge acolo și la fel de mult sperăm ca la tragerea la sorți echipa noastră să beneficieze de aportul publicului pentru manșa decisivă, pentru că sunt convins că vom avea din nou un stadion plin și va fi una dintre puținele ocazii rămase de a avea arena Michael Klein plină, pentru că, după cum știți, foarte probabil la finele acestui an stadionul va intra într-un amplu proces de modernizare și va fi demolat. Frumoasă cursa lui Marius Lupu, care cred că l-a călcat involuntar acolo pe adversarul său de la această fază. Este vorba de Paul Codrea, care se resimte. Ergiligiu primește în margine, talonat de Manuel Codrea. Ergiligiu încearcă să obțină corenul, reușește să centreze, iese bine Raț acolo, venise Mitran pe această centrare. A dat în cele din urmă fault la portarul Alba Iulienilor, care se mai pregătesc de o schimbare, ultima regulamentară, dacă am calculat bine, la marginea terenului este Domșa. Vorbim de un tânăr jucător. S-a întețit și ploaia, dar este momentul unei noi modificări în jocul celor de la, în dispozitivul celor de la CSM Unirea Alba Iulia. Domșa este la marginea terenului și va intra în locul lui Bordonado, dacă am văzut bine. În acest minut 78. Joaquin Bordonado părăsește terenul și intră Domșa. O ultimă modificare la oaspeți, a ieșit de pe teren cu numărul 3 Bordonado și a intrat pe teren cu numărul 19 Domșa. Preluare largă a lui Codrea și un șut cu mult peste poartă. Hai! Interesantă această idee a lui Kindriș. Roșu nu s-a prea văzut în acest joc. Fostul jucător al echipei noastre, Andrei Roșu, care poartă tricoul cu numărul 7 pentru CSM Unirea Alba Iulia. Coman și Alexandru Curtean sunt aplaudați de cei prezenți la tribuna oficială, pentru că doar în acest moment au luat calea vestiarului pentru a merge la duș. O zi însă foarte bună pentru ambii, aproape de o reușită senzațională. Vă reamintesc, Curtean cu acea execuție de la dincolo de mijlocul terenului. Mercioiu, o minge trimisă prin spatele porții, din păcate, de jucătorul arădean. Pare a fi o zi prolifică pentru cele două echipe ale căror galerii sunt înfrățite, Corvinul și UTA, având în vedere că și arădenii au câștigat meciul disputat la ora 12 în etapa a doua play-out-ului din Superliga, 2-0 pentru arădeni în duelul cu Ucluj. Postolachi și Miloșević au marcat pentru arădeni. Recuperează un arădean, Marius Kindriș, pentru Marius Lupu. Reprimește Kindriș, trimite pentru Andrei Hergiligiu. Bun traseul la această fază. Din nou Nicolae Pârvulescu în flancul drept.
din epuizabil, Pârvulescu astăzi îl depășește încă o dată pe Emanuel Codrea, centrează cu boltă pe bara a doua, acolo este Mitran, Mitran își așează mingea, poate pasa lui Antonio Vlad, șutul lui Vlad cu exteriorul trece pe lângă poartă, a rămas la mijlocul terenului Antonio Vlad. La 0 între timp, între FC Bihor și Lotus Băile Felix, acolo lucrurile erau destul de clare și a pierdut banderol la Marius Kindri și o recuperează centralul acestei întâlniri, Claudiu Ștef din Târgu Mureș. Contraatac acum Herghiligiu, îl driblează pe raț, își face mingea cam lung însă Andrei Herghiligiu care încearcă să-l fenteze acolo și pe Ionuț Grozav. Herghiligiu foarte aproape de a marca și el astăzi și a făcut un pic prea larg această minge. Intervenție foarte bună a lui Marius Kindri și a cărui efort este aplaudat de cei de la tribuna mare. Puțin nervi la această fază, cel asupra căruia a intrat a fost Agbomoni. O intrare tare acum asupra lui Elton. Și va fi un cartonaș galben pe care îl vede Andrei Roșu, tare de tot intrarea din spate a lui Andrei Roșu. Un nou cartonaș galben pentru Oaspeți cu numărul 7, Andrei Roșu. Contra echipei noastre cu Andrei Herghiligiu care alunecă, îi pasează lui Mercioiu, acesta însă se afla în offside. Pare a fi în continuare 0-0 și în duelul dintre CSM Satu Mare și Gloria Bistrița, rezultat de care profită la aceste scoruri FC Bihor, care începe ușor-ușor să se distanțeze acolo pe prima poziție a clasamentului, dar drumul e foarte lung în ceea ce privește acea serie a 10-a. E greu de văzut care dintre aceste echipe vor fi între primele două, care vor fi adversarele echipei noastre. Nicolae Pârvulescu trimite în spate pentru Cristi Blaga, care după începutul bun de repriză secundă a celor de la Unirea Alba Iulia, nu a mai avut prea multe de lucru. Emanuel Codrea a recuperat această minge. Am intrat de ceva vreme în ultimele 10 minute din timpul regulamentar, mai exact în minutul 84 și este 3-1 pentru echipa noastră, care se apropie de o nouă victorie, o intrare mai tare a lui Grozav asupra lui Herghiligiu. Golurile lui Marius Coman cu o dublă și reușita lui Nicolae Pârvulescu fac diferența în acest moment. Pentru Oaspeți a marcat Agbomoni. A fost o tresărire de orgoliu a celor de la CSM Unirea Alba Iulia, care au avut un început de repriză secundă mai bun. În cele din urmă însă, consistența din atacul echipei noastre a liniștit orice intenție ofensivă din partea oaspeților, dar asta nu înseamnă că cel puțin Alba Iulia meciul retur, pentru că va mai fi și un tur, nu va fi unul dificil. De altfel, ne așteptăm la o adversitate mai mare și în celelalte partide cu Unirea Ungheni și Metalurgistul Cugir pe măsură ce vom înainta în acest play-off. Chiar dacă diferența de puncte dintre echipa noastră și celelalte combatante este una mai mult decât considerabilă, asta nu înseamnă că adversarii noștri nu-și doresc să fie primii care reușesc o victorie
în fața trupei lui Florin Maxim. Un nou atac cursiv al echipei noastre cu Paul Mercioiu, care a încercat o pasă în marginea careului pentru Marius Lupu. Elton greșește preluarea și de posibilitatea lui Roșu să-i paseze lui Agbomoni. Contraatac în viteza lui Agbomoni, care scapă cu Blaga. Intervenție excelentă a lui Cristian Blaga. O intervenție de mare portar a lui Cristi Blaga la acest duel 1-1 cu Agbomoni. A avut șansa unui 3-2 care putea aprinde meciul pe final. Foarte bine a stat acolo Cristi Blaga. Viteza lui Agbomoni însă deloc de neglijat. L-a pierdut pe drum pe Rafa Garuti. Kindrich nu era nici el aproape, dar cât de bine a stat acolo Cristi Blaga. Nici nu s-a aruncat puternic pentru a-l faulta pe jucătorul nigerian. A fost o eroare a lui Elton și va fi o ultimă schimbare și pentru echipa noastră. Sunt primele minute în 2023 pentru Rafael Pocioian, jucător originar din Arad, care a venit la clubul nostru împreună cu Timotei Mitran și care jucător de bază la echipa Under 19 a clubului nostru, la echipa secundă, un jucător disciplinat care își vede de treabă alături de colegul său din județul Arad, Timotei Mitran. Paul Mercioiu, un alt jucător originar din Arad, se debarasează de un alt jucător originar din Arad, este vorba de Emanuel Codrea, pasă superba lui Hergiligiu pentru Marius Lupu. N-a mai putut ajunge mingea jucătorul născut în județul Alba și încearcă să inițieze un nou atac cei de la Unirea Alba Iulia. Minge pentru Indrei, depășește bine Indrei acolo pe Pârvulescu, pătrunde în care șut deviat și peste poartă această minge. A fost devierea lui Rafael Garuti, care acuză și ceva probleme la această fază, dar e una din puținele faze ofensive ale oaspeților. Da, în spatele lui Rafa Garuti s-a dus această minge și va fi corner în acest minut 87. Așteaptă să intre pe teren în ultimele minute ale acestei întâlniri Rafael Pocioian. S-a întunecat bine aici la Hunedoara. Cornerul va fi executat de Andrei Roșu, șeptarul celor de la Unirea Alba Iulia. Cade un jucător, dar e schimbare între timp, o schimbare pe care o vedem și noi foarte târziu. Aplauze pentru capitanul echipei noastre, Marius Kindrich. A intrat în locul său pentru prima dată în 2023 cu numărul 2, Rafael Pocioian. În cele din urmă s-a permis schimbarea, centrare bună a lui Roșu, cade mingea în careu, grozav, trimite în spate pentru un coleg de-al său, mingea trimisă de Bârdea l-a lovit în spate pe același Ionuț Grozav și așa se încheie această fază. A salutat Peluza Nord Marius Kindrich, care și astăzi a achitat foarte bine de sarcinile sale, a condus echipa bine din teren, capitanul formației noastre, liderul minutelor petrecute pe teren și în partea secundă a campionatului, peste 700 de minute petrecute ca titular. I-a lăsat banderola lui Andrei Hergiligiu, care a făcut paravan acum pentru Marius Lupu. Din nou probleme în defensivă pentru oaspeți. Marius Lupu ține bine de minge, îl depășește acolo pe adversarul său. Paul Codrea a centrat în Emanuel Codrea și va fi repunere de la marginea terenului pentru echipa noastră, care se apropie cu pași repezi de o nouă victorie în campionat. Prima din play-off, n-a mai fost să fie o nouă victorie la 0, dar e doar un gol primit până la urmă de echipa noastră în ultimele 5 sau 6 jocuri, sper să nu mă înșel. O să verific imediat. Alexandru Neacșa îi face culoare acolo Timotei Mitran, primește Mitran, depășește lejer un adversar Mitran, centrare cu stângul și foarte aproape de a-și trimite mingea în proprie poartă Paul Codrea. În colțul opus locului în care ne aflăm noi la Fanion sunt Andrei Hergiligiu și Alexandru Neacșa, cei care sunt obișnuiți executanți ai
loviturilor libere sau indirecte. De data aceasta Neacșa centrează cu stângul, resping de acolo Alba Iulienii prin Domșa, dacă am văzut bine. Sunt 3 minute suplimentare indicate pentru această întâlnire. 3 minute de prelungire pentru această întâlnire. O minge care rămâne în posesia noastră, acolo cred că a fost Timotei Mitran, trimite pentru Neacșa, centrarea lui Neacșa în brațele lui Andrei Raț, care degajează, dar se grăbește pentru că intervine foarte bine acolo Rafael Pocioian. Rămâne în posesie doiarul echipei noastre, Pocioian pentru Herghiligiu, primește acum Mercioiu, care întoarce până la Nicolae Pârvulescu și el mai departe o face pentru Rafa Garuti și mingea se duce până în careul de 16 metri al lui Cristi Blaga. Vă reamintesc o intervenție excelentă a lui Blaga în repriza secundă, 1-1 cu Agbomoni. L-a blocat pe atacantul nigerian al Unirii, care trebuie să se mulțumească cu o nouă prestație care nu-i va aduce puncte aici la Hunedoara și cu un nou meci în care încasează 3 goluri. Este a treia partidă la rând din confruntările directe. Herghiligiu acum pătrunde în zonă centrală. Mingea revine acum lui Alexandru Neacșa. Neacșa centrează cu stângul. Bună centrarea lui Neacșa! Mitran a lovit cu capul. Cred că la fel de bine poziționat era Marius Lupu, care își dorește foarte mult să marcheze. Revedem centrarea lui Alexandru Neacșa, din nou de calitate. Da, Mitran, cred că dacă ar fi lăsat mingea lui Lupu, poate ar fi fost mai bine la această fază. În fine, nu mai contează. Unirea Ungheni marchează împotriva celor de la Metalurgistul Cugir în prelungiri și este 1-0 acolo, foarte aproape de rezultatul final. Iar în acest moment Corvinul și Unirea Ungheni sunt echipele care se disting în primele două clasate în această serie. Anul trecut s-a întâmplat o bună perioadă de timp la fel, până când Metalurgistul Cugir a ajuns pe 2 și a jucat primul baraj cu Minaur Baia Mare, echipă care a promovat în cele din urmă în dauna Corvinului în Liga Secundă, dar care are mari probleme în ceea ce privește menținerea în Liga Secundă. Rezultat de egalitate care n-a ajutat-o prea mult astăzi. Este echipă care speră cel puțin la barajul de menținere. În fine, Ionuț Grozav cu o minge plouată. Are ceva probleme acolo Blaga, o reține, însă urmărise acest balon același Agbomoni. Alexandru Neacșa acum depășește fără mari probleme un adversar, îl întoarce și pe partea cealaltă pe Bârdea, îi pasează lui Marius Lupu. Marius Lupu în posesie, rămâne Marius Lupu, minge pentru Antonio Vlad, poziție bună de șut a lui Vlad, îi pune ceva probleme lui Raț această minge, respinge în lateral până la Mercioiu, centrare plouată a lui Mercioiu, reține Raț, care nu ține de minge și trimite mai departe balonul pentru Agbomoni, probabil una dintre ultimele faze ale acestei întâlniri. Andrei Roșu primește de la Agbomoni, luat în colimator de fan după acel duel pe care l-a avut cu Marius Kindriș în urmă cu ceva minute. Nu se mai grăbesc jucătorii lui Florin Maxim pentru că sunt aproape de o nouă victorie, prima însă din play-off, 3-1 pentru echipa noastră. Goluri marcate de Marius Coman de 2 ori și Nicolae Pârvulescu. Final de meci aici la Hunedoara, victorie clară, indiscutabilă pentru echipa noastră, care mai așează 3 puncte între ea și următoarele competitoare, iar în ritmul acesta se apropie de meciurile de baraj cu mult înainte de a se încheia acest play-off. Am fost Alexandru Mic și Claudiu Sav de aici, de la Hunedoara. Toate cele bune, să aveți un weekend reușit. Ne reauzim și ne revedem sâmbăta viitoare.
We'll be right back.